Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Ancestors Humankind Odyssey, oameni buni. Ultima oară când ne-am întâlnit, e bine, am ajuns într-un nou loc pentru clanul nostru. Doar că de data asta am niște planuri destul de malefice, ar trebui să zic așa. Pentru că urmează să plecăm de aici. Mă gândeam în felul următor, mă gândeam să termin de explorat toată zona asta de aici. Să vedem ce și cum și care. Cred că doar am să mă duc cu maimuțica asta până acolo așa. Și după o să luăm întregul clan și o să începem să explorăm pe aici pe acolo, să vedem ce găsim, să vedem ce putem rezolva și să vedem ce putem face. O să-i înarmez, o să-i pregătesc de luptă și poate slavă cerurilor o să reușim să facem și ceva, acum nu știu sigur. Dar o să vedem. În primul rând vreau mai întâi să iau punctul ăla de acolo din față. Și apoi o să-i învăț să-și facă arme. Și după ce învăț să-și facă arme, o să ne ocupăm și de, de explorarea asta așa. Mai întâi vreau să văd exact unde mă aflu, ca să știu unde pot merge. Pentru că vreau să mergem în zona nouă cu ei. M-am săturat de zona asta, am lălăit-o cred că de atât de multe ori, încât deja m-am săturat de ea, știi? Adică în puii mei deja cred că ne-am fuțit pe aici, am văzut toate animale, cred că am descoperit mai deja aproape tot ce le-am descoperit aici. Nu cred, singurul lucru pe care nu le-am descoperit pe aici, dacă e să fiu sincer, am descoperit chiar toate locurile. Și sincer, mai degrabă am venit cu tot gang-ul, așa învățăm să se și bată. Și asta să ne ajute destul de mult. Deci o să mergem, luăm punctul ăla de acolo și după ce luăm punctul ăla de acolo ne vom întoarce acasă, luăm gang-ul. În fapt, evoluăm, luăm gang-ul și pe aia vedem ce putem face și cu gang-ul nostru de maimuțici. În speranța că poate mai găsim și alte maimuțici pe aici. Ok, avem zonă nouă. Perfect, Conquer Fears, asta înseamnă o tonă de puncte pentru evoluție. Sau să ne ajute destul de mult. Bag acolo. Aia e ceva nou. Deci copacul ăsta încă e cu ceva nou. Înseamnă că e pe sus pe copacul ăsta. Cam mai tot venit noi pe aici și bine, am mai tot inspectat noi copac de ăla așa. Și până la urmă s-a dovedit că era doar fructul știm. Aia e, fructul știm. Ok, din fericire nu se aude nimic. Plus că efectul de conquer, conquer fire e ceva mai mare dacă sunt mai mulți. Dar cred că știu ce e pe aici, care ar putea să mă atace dacă e să mă gândesc așa. Că puțin. Ok. Și acum punctul e în față. Ah, punctul e în față, e perfect. Și Conquer Fear. Nice. Nice, nice, nice. Ok, hai să vedem care-i treaba un copacul ăsta de tot mi-l dă că trebuie să-l inspectez. Deci care e ăsta de aici? Ok. Hai să ne ocupăm de el. Vedem care-i treaba. Și apoi mergem să descoperim aia și suntem Gucci. Ah, n-am găsit fructele astea până acum. Înseamnă că a fost pe Twitch când am jucat cu asta și am descoperit fructele astea. Date-urile astea așa. Deci asta era misterul pe care noi trebuia să-l descoperim aici. Ok, care e locația pe care noi trebuia să venim să o descoperim? Nu era asta? Nu sunt un PC. Nu sunt un PC crău. A, acolo e în spate. Mă, sunt un crr din mâr de ăla de mâță. Ia și cum ar vrea să mă apuce de buci. Cred că doar mi s-a părut. Bine, ar trebui să fie, pentru că aici e de fapt și un...
Și un locaj pentru... A, uite, mă, eram sigur. Ieși, mă, de aici, ăsta-i locul meu. Să-ți găsești propria locație, bă, ratatule. Așa. Dai să-mi iau o altă creangă. Atât, m-a trunizat și neuronul ăla. Unde era, mă, totuși locația pe care noi am vrut să venim să o vedem? A, aici, mă, lol. Dar se face așa de micuță că nu mai vezi. Nu ăla, mă. Ăla așa, discover, nice. Vedem ce am descoperit acum, boys. New landmark discover. Da, trebuie să le descoperim dacă vrem să facem evoluții mai bune pe viitor, știm că altfel nu merge treaba. Ok. Acum o să mergem să ne luăm clanul. O să învățăm să folosească... să-și facă cringe și multe de-astea de atac și apoi o să mergem cu ei. Cred că uite pe acolo pe sus, vedeți? Acolo pe sus pare a fi ceva. Cred că o să merg acolo doar ca să văd care e ideea. Wait. Ești pe acolo pe sus. Da, cred că acolo e. N-aș fac că aici n-ai o hartă așa. Am tot și o muscă pe aici. A intrat o muscă iarăși. Bă, deci plasa asta de țânțari și de gândaci și de geaba e, nu știu. E, nu e tanșă, știi? Trebuie să o lipesc cumva cu scoși de-a binele sau ceva. Adică, practic, era mai nouă, dar nu cred că se închide foarte bine acolo sau ceva. Și tot felul de... Neacă-te, bă! Hai, că și așa n-am nevoie de... de chestia asta. Ok, casa mai e acolo. Așa ca să avem punctul să nu mă pierd. O să mergem oricum să ne facem o nouă căsuță. Mă, dar mai serios, trece musca asta prin fața mea de numărată ori că deja îmi vine să o omor. Aș face-o, dar aș pierde timpul din video. Ok, da, și o să venim cu maimuțicile pe aici prin zone și o să vedem ce putem descoperi. Și așa se învață și ele să facă diverse chestii. Și acum o să vedem cum... Tot m-ați nebunit și cu mersul ăsta în două labe. Am mai încercat eu să fac să meargă în două labe. Spuneați voi că se fac să merg prin apă foarte mult, că atunci merg ei în două labe sau ceva. Da și nu în același timp. N-am văzut să se schimbe nimic tot mergând în două labe. Și am încercat și cu cealaltă manevră, știi, să fac să merg câte puțin și tot așa. Parcă din nou n-a avut niciun efect și a fost puțin stresant. Ok, am să renunț la ideea să se învăț să folosească chestia asta. Deci am să te rog să-mi dai ce lucru și am să-l las aici. Ok, hai să încercăm să-i recrutăm pe toți. Lipsesc 2. Dă-mi cu aia. Asta-i prostie. Și tu. Dă-mi cu aia. Prostie. Ok, care mai... De fapt că stau cu... Stau în două labe toți. Mai lipsește unul. Asta de aici. Ba nu, lipsește altul. Care lipsește, mă? Bă, John-ule, care... Stai-mă așa. Să fiu dacă îmi dau seama care lipsește. Deci toți văd că sunt aici. Vreunul rătăcit? A, uite-l, mă! Lol. Ce panoramă. Gata, m-a auzit. Ok, boys. Urmăriți-mă. Acum o să mă văd să vă faceți niște arme. Și acum să am nevoie să fiți foarte atenți. Așa, luați-vă fiecare câte o creangă. Nu vă sfiiți. Cu tupeu, cu tupeu.
Gata. După mine! Ok, hai că ne lua clanul. Am putea merge încolo să vedem ce e, dar nu știu exact că e idee bună. Am zis că vrem să vedem și zonele astea la alte. Dacă e nervant asta așa că nu... Aoleu, evoluția n-am făcut-o. Stai, țără. Boys, înapoi. Avem de făcut niște evoluții. Follow me. Și de ce nu vin? Stai puțin, și de ce nu vin? Și de ce sunt plantă? Wait. Era pierdută la pasul 2, mă. Era pierdută la pasul celălalt. Stai un pic, trebuie să evoluăm, am uitat. Ok, nu vreau să dau End Expedition. Fie, ok, o să evoluăm imediat, stai că trebuie să evoluez. A, știți că de fapt am făcut o prostie acum? Prostia era din cauza că trebuia să fi schimbat aia de mână. Ok, ai cam destul de puncte să iau restul de chestii. Atât. Am musca asta e crimă deja. Cred că deja cineva te sunt numeri de câte ori aport musca prin fața camerei. Două. Atât, luăm și asta de aici. Stripping? A, ca să rupă chestii de pe alea. Atât. Hai că am energie să iau toate punctele, ce perfect. Hai, hai, hai. Mai mulți astea o să mă terorizeze, bă, vere. Ok, counter maneuver, bun. Nu zic, trebuie să le dau puncte ca să folosească alea mai mult. Adică eu, na, eu sunt eu și pot să mă descurc, dar ele nu sunt așa deștepte. Bag acolo. Ok, mai avem punctul ăsta la... Mamă, și ăsta cât consumă. Nu știu, iau tot ce e, tot ce e de aici trebuie luat. Și folosim mai departe. Valuation speed. Să-ți dă alea cu senzorii, dar ăștia nu mă interesa așa tare, dar sunt bune să le avem. Alea de grup vreau doar să știu că să le am. Încă nu văd să mai fie ceva. Cred că am luat tot ce se putea lua. Ok, go back. Oh, i-am prins pe toți, nice. Urmăriți-mă atunci. Hai că o să vină ei. Oh, nu, v-am zis, sunt doi copii care nu sunt puși, de-aia nu, sunt puși că sunt pe mine. Ok, hai da, boys. Să așteptăm să iasă toți. Nu o să luăm pe acolo, am spus că o luăm pe unde puneam stabilit inițial. Stai, un copil care nu e venit. Cumva? N-are cum, mă. Stai, eu am doi copii. Nu am. Ok. Îmi pierdusem fiul, bă. Îmi pierdusem fiul, bă, oameni buni, serios. Să mergem în direcția aia. Urmăriți-mă! Pleca cu tribul, boys. Nu vrea să facă doi pași mai mulți. Văd că dacă miști încet de controller poate era o treabă, dar nu merge așa. Ok, asta e un challenge adevărat, dar ei se cam teleportează de aici.
Hai, da, că nu vă pierdeți voi. Și am uitat că au puteri supranaturale, se teleportează oricum după mine. Ia uite-i. Acum nu mai știu, mi-a zis că mă duc. A, după cascada asta era parcă locația, nu? Oare mă duc unde trebuie? Să-i terapie de grup aici, mă, băieți. Da, mă, era după cascada asta, era în spate, încolo. Și să vedem cum trecem pe aici. Și să avem grijă la nenea tigru, că ăla era pe aici. Haideți, haideți. Cu tupeu, cu tupeu. Și undeva în spate, uite aici, între astea două. Sper că merg unde trebuie totuși. Ok, hai să scăpăm de chestia aia. Așa. Adică am o senzație că o luăm pe unde trebuie, dar în același timp nu cred că o luăm pe unde trebuie. Oricum, terapia asta de grup o să ne prindă bine, oricum. Îți dăm acolo ce găsim, totuși. Și asta e un fel de sunet de ăsta, bă, ca să ne verificăm dacă suntem cu toții. Nu cred că o iau exact unde trebuie, dar să sperăm. Știi? Speranța moare ultima. Ok, poate ar trebui să și mâncăm. N-ai vorba, nu e chiar așa nevoie, dar totuși. Ar trebui să ne ocupăm. Musca e crimă deja. Aici pare a fi o locație, ok. Oh, Uncharted Territory, let's go, boys. Hai că suntem cu familia acum, n-avem noi treabă. Tot în familie. Așa. Ok, hai să mai continuăm. Nu prea sunt mirosuri pe aici, asta e problema. Stai cumva margini de hartă sau ce Dumnezeu. Nu e. Dar cred că s-ar putea să știu, cred că știu pe unde suntem. Dar s-a inspectat acolo ciupercile alea. Oh, God. Ok, nu știu cât de bine e pe aici. Să mâncăm. Oh, hai că ajută și asta. Și unde e punctul? Ai aici. Nice. Și punct! Conquer Fear! Nu l-a vis copilul! Ok, ce zonă e asta? A, asta e naș... A, nu e aici, mă. Cademe, nu e aici, bă, băieți. Am venit greșit, deci nu e aici. A, uite fumul! E acolo. Deci trebuie să mai mergem. Unde? Pe cine a rănit? Care e cel rănit? Care e, mă, ăla rănitul? Sau i-a dat direct? A știut să se ferească. Și o să văd care e mai plăpân dintre ei. Bă, că toți pare în regulă. Nu, era ultimul, nu? Nu.
Deci e un tânăr. A, clar e tânăr. El e. A, e regulă. Cred că doar a speriat ceva sau cine știe ce. Deci trebuie să traversăm mai încolo, uite fumul de unde venea. Deci în partea aia alaltă. Cu atât mai bine explorăm și găsim zone noi. Deci stai să vedem ce e încolo. Ok, putem merge în partea aia, luăm ăla. Atât. Veniți după mine, boys and girls. Gang, gang. Noi suntem noi. Cei mai răi din vest. Sperăm că nu moare nimeni aici la traversarea asta. Deși mă aștept la orice, să fiu sincer. Dar poate nu. Hai că e bine, măcar atâta. Măcar uniți să fim. Cred că și aici de fapt e o zonă nouă pe care trebuie să o... Trebuie să o cucerim, cum s-ar zice. Asta e o peșteră? A, nu e peșteră. Puteam să jur că e o peșteră, dar nu e. Oh, e! De asta de descoperit eram sigur. Ok, chestii pe care să descoperim. E și mâncare dacă găsim, iarăși o soluție foarte bună de a ne face cunoștința de locație. O, e ceva nou acolo. Oh, surrounding rationalized. Sunt porci acolo care dorm. Conquer the fear. Nice. What the fuck? Cineva a omorât un porc. Bine tu nebunul. Uleu nebunul, iut. Iute nebun rău. Uite, mă, nu știu unde să-i plece. Repede, mă. Ok, cine are un băț acum? Cine suntem noi? Hai zic. Hai să fac alt băț. Ați văzut, mă. Mi se nu... Oh. Eat, stai. Cred că ne afectează treaba asta, așa oricum trebuie să fim atenți cu asta. Ok, hai să descoperim asta de aici. And discover. Va trebui totuși să ne facem un loc unde să stăm ca să ne odihnim. E, multora cred că le e sete deja. Aud porcul. Aud porcul. Ua, asta e locație faină. Avem o oază acolo. Sunt drăguți. Ok. Ok, boys. Voi mă speriați pe zi ce trece. Mă jur. Mă speriați pe zi ce trece. Animale. Absolut animale. Ar putea să fie o zonă, dar în același timp e foarte deschisă pentru a putea fi o zonă de asta.
Ce bobiță! Oh, l-ai rănit! Oh, no! Fuck, e rănit asta. Trebuie să-l rezolvăm. Are oasele rupte, ok. Cum nici cred că va trebui să-l luăm. Tu soarele e sete. Nu știu dacă am ceva pe aici. Aici sus ar trebui să fie. Ar trebui să fie plantă de aia. Ia veniți în coabă. Follow me, boys. De era mă oaza aia aici era? Atât? Care el a rănit tu? Bă, dar veniți mă încoace că nu vă văd pe toți. Te-am rost de somn, care idee? Nu vă răni tu. A, el e. Shit. Hai că asta o să facă bine. Mâncați-o, faceți bine. Atâ și cu apă. Ne dăm cu apă că trece, nu-i bai. Adică putem să ne facem casă și aici, nu zic nu. Ce mănâncă peste toți aici, să ziceți, eh? What the fuck? Te-o, că ai poate să bea și cu bidonul. Cu bidonul, cu bățul în mână. De asta m-am uitat inițial. Stai, până așa. Atât. Să-l are de toate. Opa, stai așa. Stai, că trebuie să facem repede undeva să dormim. Dar mai trebuie bălărie de aia. Atât. Nice. Să sperăm că nu moare nimeni. Nici nu știu ce-mi fac grijă în privința lor, sincer. Ești mă drag de muscă de aici. Food, water. Ok, food. Să găsim de mâncare. E o soluție să încercăm să mâncăm mâța, știi? Oh!
Și ca să ducă mai toți. Stai că asta are prea multe mână. A, dar mai mor, bă, și tu! Panoramă de creatură, bă, băiatule. Ok, veni și puneți-vă astea jos. Și să le pună pe jos să bea apă acum. E loc destul, eu înțeleg ce s-a agit așa. Grozav! Acum nu-și mai au ăștia bețele, hai de capul meu. Băgați-o mâncare cât cuprinde. Gata. Acum trebuie să mai fac un nou set de bețe. O, măcar... Deci ăștia nu știu să ia din grămezi. Ok, atunci să-l dau manual. Ce fac ăștia? Ah, never mind. Așa? Șmecher sunteți voi, mă. Nu știu care, dar tot moare. Ce să mă uit așa la ei care sunt foarte plăpânzi. Asta e ok. Asta e ok. Stai. Ok, n-am uitat pe nimeni. Ok, boys, să continuăm. Aventura, strigați, ura! Nu știu unde văzusem noi meteoritul, dar undeva pe aici cred că era. Acum nu se mai vede. Am zis că avem de descoperit acolo aia. Următoarea noastră zonă. Bă, distracție mare cu... grupul, doar că trebuie să iei foarte încet pe fiecare, știi, să știe și care e schema. Aș putea să-i trăs prin copaci, dar nu cred că e ideea așa grozavă. Ce? Ce să mă uit dacă mai e ceva pe aici, nu văd nimica. Ce să-i duc către locația nouă? Ia, yeah, what the fuck e aia? Yo! Cât a centipedu! Holy fuck! Yo, ce e aici? Ce
Nici nu știam că există așa ceva în jocul. What the fuck? Ce era chestia aia gigantică? Holy shit. Bă, băiatule. Ok, Conquer Zone, unde e? Fiind peșteră. Ia-o! Mamă, stai că... Nu-mi dau seama unde e Conquer Zone-ul ăla. Știu, mă ating? Îmi iau o travă? Da! Da! Te pot atinge. Ok. What the fuck? Este mega rezistentă! Dar nu văd unde e Conquer Zone-ul la chestia asta. E aici ar trebui să fie. Uită-l-o. Aoleu, la aia trebuie să-i dai cu ceva foarte ascuțit. Gen cu piatră de aia, o suliță de aia nebună. Mamă, ce-a fost peștera aia, frate? Aș vrea să investighez, dar mi-e teamă că-s mulți gândași și putea să mor naibii acolo. Doar așa puțin să vedem ce era. Frate! Asta e ceva nou! Gen mega, mega nou! Trapped insects. Nu știu cum îi bas pe ăștia. Spun că dacă aș avea foc, probabil ar merge, da. Mamă, dar centipedul ăla, frate. Ăștia toți țin arma mâna stângă. Așa, mă, idioților. Frate, dar centipedul ăla, dău. Mamă. Spooky shit, bă, băiatule, spooky shit, nu știu ce am descoperit aici, dar e what the fuck. O parte a junglei pe care nu credeam că o să o văd vreodată. Da, cred că de fapt descoperirea e în peșteră. Că nu cred că e ceva mai încolo. Mamă, frate. N-am crezut că o să văd așa ceva, serios. Nu am crezut nici măcar o clipă că o să dau de insecte gigantice. Am zis că, da, dă, cine știe ce alte creaturi de-astea normale sau ceva. Dar nu, frate, ai fucking centipedul. Și ați văzut, s-a rupt creanga încercând să-l înjunghii. Deci e clar că e ceva ce trebuie făcut acolo în sensul de... Altă nebunie trebuie încercată. Vedem aici ce descoperim. Frate, să ne căutăm o casă nouă la final de video dacă e. Mai fost aici? Pare așa o zonă semi... Oh! Aici am putea să ne facem casă cât de cât. La intrarea de peșteră, bă, ia uite-te. Ar trebui să ne facem casa aici, știi? Ia-o pe asta. Ia-o pe asta, oameni buni. Head of Stone Oasis. Și aia e o peșteră pe care putem să o investigăm. De eu încă sunt oaia, eu s-am coșmar la noapte, frate, cu chestia aia. Dați un spanac de chestia aia, e total
creepy AF. Atât. Am putea să dormim aici la noapte, știi, să încerc să fac o de-aia. Am nevoie de una. Adică totuși, dacă vreau să continuăm, trebuie să... Oh, ceva e pe aproape. Boys. Întrebarea e ce e? Ajută-l. Fraiere! Fac o de-asta aici. Hai să și dormim. Să fie ora cât dimineață, pe la vreo 4. Trebuia să spargem pietre folosind alea prețioase sau ceva. Aleu! What the fuck was that? Las bătul, mă? Iar mi-a speriat, mă, săracul tigru. Ia uite-te, bă, aici. Mamă, ia-o pe asta, bă. Da, baftă cu aia. Baftă cu aia, boys. Eu nu mă ating de-așa ce ați mus pe ea în acolo, fuck that. No. Îmi trebuie foc aici, asta e clar, aici e chestie de foc sau să știu să mă bat cu ei, probabil ori bețigași de ăla verde. Ok, hai să vedem unde mai putem ajunge. Uite, aici pare a fi ceva ok, ce în față avem ceva nou. Și pare a fi o zonă super drăguță să-ți faci locație. Să fiu sincer. Îmi place chestia asta cu Conqueror Fear. Ce era acolo? A, piatra pe care poți să o desfaci. Un șerpi. Singurul nostru pericol aici e un Sharpie. Care nici măcar aici eu leacă mai încolo. Ok. Și... A, Conquer Zone-ul e fix să întâlnim cu el, presupun. Ce fel de Sharpie e? Nu-mi dau seama, fuck it. Atât. You know what it is. Oh, wow. Ce mai e pe aici? Ia să dăm acolo și am vale ce. Locația asta de vale arată destul de blană. Am venit la mare, om, cu băieții, știi cum vine toată lumea acum în Bulgaria. Să ducem în Bulgaria și în Grecia ca au bilete de vacanță. Nu știu care cum e mort, stai. Poate face să se bată între ei. Aia zic. Got'em. La acum cu prostiile tale de aici. Ok, deci zona asta nu e foarte safe. Uite și pescăruși.
Putem mânca din ăsta dacă vrem, presupun. Bă, Verea, dar unde mă pui mă să mă duc? E senzațional cu descoperirea ta cu tot. Bă, tu n-au să pleci de aici, o? Mai e ceva pe aici. Nu mai e. Ce vin ăștia, mă, cu tupeu aici, că zic că e... treaba lor aici. Mă jur, se cacă toți pe ei, mă, când venim aici și cu capul. Yo! Ia-o și pe asta. Ceva, bă, bobiță. Ai ratat-o nostru, mă. Ia vreau, mă, că te băgeam o sătoare de glumele tale proaste. Ce-i dă, mă? Ia, uite-te, tate, ce-i aici. De asta n-am mâncat până acum. Ok, nu-mi place. Mai e udu, nu? Mai e unul, e un de-ala negru acum. Am nevoie de cringe. Tu una în față. Nu știu pe care acum să-i mai speriem de acum. Aia sunt hipopotami! Ieși mă de aici. Aia sunt hipopotami, bă, băiatule. E culmea, mă, ăsta! Nu învață de bună voie deloc, bă, Vere, mă jur! Eu încerc să-i zic, frumos, fără să-l bat. Ah, hipopotamie, să fie o problemă. Am mirat că pantera ăla nu știe nimica, știi? Cum așteptam să ghiță e ceva. Punto sus. Já tá. Já, ui, tá uma toma onde é ponto, fichor. Wait, iar trebuie să fac cu zona. Thank you.
Ok. De ce punctul e în apă? Vedem că mor acum. Gata, om. Eu v-am zis că am venit cu familia la bâlce aici, la mare. Ok, hai să ne căutăm un loc sigur. Și cred că o să trebuie să ne facem casă pe aici, boys. Da, trebuie să căutăm un loc sigur și ne facem casă pe aici dacă e. Oleu, ăsta e rănit? E și tăia și rănit. Ok, vină cu așa. Nu crește prostie de aia de aici, pe aici? Nu, nu prea văd să crească prostie de aia pe aici. Ba da! Să n-ar mai trebui o problemă acum. Atât. Că puțin mai trebuie, încă puțin. Dar trebuie să duc să și mănânce. Pe cine speriem, bă, că nu mă prind? Ai, popotamea e de acolo. Ce vreau, bă, să ne urmărească, ești nebun? Iau, vin turbați ăștia. Oh, pe asta o apucă somnul. Nu știu unde e cealaltă mea care... n-avea treabă cu somnul. Cred că asta era cu bățul. Ăsta era, că era un el. Ok. Ăsta-i foarte fresh. Trebuie să găsim undeva unde putem să stăm. Și văd în față, am văzut ceva, dar nu știu sigur. Pe acolo sus să o luăm. Cum am zis să nu moară pe drum ăștia. Mamă, dar hipopotamie și o să fie nebunie să-i batem. Dacă o să avem cum să-i batem. Ok, aici văd ceva. Mai încolo între astea ar trebui să fie o chestie. Mamă, dar pe unde am ajuns, bă, băiatule? E, și aici pare o fi o locație semi-ok să te... Dar nu, trebuie să găsim undeva unde să fie apă aproape, că e super proști după aia, trebuie să-i car după tine mereu. Uite acolo. What the fuck, sunt nevăstuici? Uite acolo ar fi ceva. Și aia să fie casa noastră deja acolo? Current clan settlement. Mamă, ne-am vărtit în cercuri, boys. Ia, bă, că s-a bătut cu ceva. Bă, nu vă bateți, bă, cu vidrele! Scastor vidre ceva nebunii. Ia-o pe asta, mă. Dar ne putem face noi case, adică nu-i bai de asta.
Ia, dacă ne băgăm aici, putem bea apă măcar. Nu putem, asta mă enervează, că trebuie neapărat să ai mâinile libere. Uite cum stau vidrele acolo, lol. Boys, îmi pare rău, dar noi o să luăm această locație în numele nostru. De locația noastră, boys, gata. Saturnale distracțion. Ah, am deja asta, dar nu știu unde e aia, punctul. E pus foarte prost, mă jur. Nu, cred că va trebui să ieșim de aici. Momentan nu ne putem ocupa de așa ceva. Cred că ne întoarcem la vechea noastră locație până la urmă. Am știut că o să găsim o casă nouă, dar ghiși ce? M-am înșelat, auleu. Mai mult asta văd că nu mai puțin, adorme pe ea. Da, vidrele astea văd că sunt o teroare. Deci nu putem să ne ocupăm de ele. Am parcă vezi că moare cineva de la notat atâta. Cred că o să putem să-i batem, dar nu e treabă prea ușoară. Acum nu știu cum ne întoarcem noi acasă. O să fie un challenge. No, nu ne întoarcem pe aici, clar. Clar va trebui să ne facem undeva o casă pe aproape. Nașpa că n-avem bălării de la aici, deci nu prea putem să facem aici casă. Deci va trebui să ne întoarcem pe malul ăla la altă coloșe. Asta e o problemă. Deci nu putem supraviețui pe aici, va trebui să ne ducem în altă parte, în alt mal. Bă, dar ne-am dus cu totul în altă direcție, asta că dacă e să trecem în altă generație data viitoare. Și n-avem noi treabă, dar aici suntem puși super nașpa, nu, trebuie să plecăm de aici. Acolo sus era ok, sau undeva pe mal. Mai ferit de toate prostiile astea, zic eu. Aici n-ai cum să faci să dormi, știi, aia e problema. Uite, frate, nu a dormit aici. Rezistă, goddammit! Avem foarte puțin. Oricum, extrem de multe chestii am făcut. Acum chiar pot zic că am făcut o tonă de chestii. Dar centipeda aia totuși. Eu am să rămân marcată. Am să rămân marcată. Aoleu, da. Și că a fost casa aici. E o familie de hipopotame aici cu aie. Aoleu. Da, pe aici cred că am ajuns într-o poziție super nasoală, să fiu sincer. Da, asta e poziție super nasoală. Deci cel mai probabil va trebui să îi speriem pe ăștia și să ne ducem sus, partea aia de sus de acolo și să o luăm noi. Ok, hai să căutăm o locație semi-safe, undeva mai încolo și aia e. Prima locație safe pe care o găsim pe aia o luăm și aia e. Cred că acolo unde făcusem noi inițial lângă peșteră o să trebuie să ne întoarcem. Nu știu dacă mai știu ce e aia acolo. Nu ai junglă, head on oasis, deși ar trebui să fie și aia. Haideți, boys, fără frică. Acolo mai e ceva, vă, că e panteră, cred că, în față. Nu a dormit! Nu a dormit! Promit că vă fac casă și de toate. Aici ce că cam mai e?
Ești mă de aici. Cum asta o să ne știe de teamă? Și am nevoie de un băț. O, lipsa asta de mâncare e groaznică. Să ne ocupăm acum și de mâncare. Să murim naibii dacă nu. Măcar de mâncare, că de apă cred că am mai rezolvat noi. Da, trebuie să ne întoarcem încolo la zona aia, la altă, că aici nu face nimica. Da, asta e doar de explorat aici, unde suntem noi. Altceva nu cred că poți rezolva cu zona asta. Uite, acolo trebuie să ne ducem, da. I-am condus către pierzanii. Mă, da, pe bune, nu-i nimic de mâncare, e porcul ăla acolo. Plantă de-aia acolo. Aole, mă prostise aici, mă jur. Sper că mai aveți bețe, bă. Ia veniți încoa. Hai că rezolvăm asta cu mâncarea. Asta ia să rezolv și clanul după asta, 100%. Lasă somnul. Somnul e pentru slabi. Am nevoie de o creangă și, sau o piatră și sunt gata. Eu o să iau o piatră cu mine în caz de orice. Bă, băiatule, bă. Expediția a fost totuși un succes, cât de cât. Da, o să trebuie să pornim o astfel de expediție și data viitoare, dar după ce trecem la o generație nouă, în altă locație, de aici. De aici pentru a ajunge încolo la meteorit, bă, că nu prea merge. Adică am încercat noi ceva, dar nu a funcționat așa ușor. Dacă o să mergem acolo sus, ne facem clanul aici sus. Adică asta pare fi o zonă mult mai ok. Okidok. Avem mâncare, avem niște chestii noi de explorat pe aici. Adică o să avem cu ce să ne distrăm data viitoare, boys. Ok, hai să ne aranjăm noi chestiile pe aici. Și asta este clanul nostru. Poate am putea să dăm de pe acum gen Next Generation. Am putea să dăm de pe acum Next Generation. Și gata. Gata, mă, bobiți. V-am rezolvat. De acum sunteți mai mult decât ok. N-aveți nicio treabă. Puteți să vă relaxați un pic. Că măcar acum, știi? Ia să vedem. Bă, am luat ceva. Asta ce e? Healing injuries. Ok, asta ca să se miște alea mai repede. Asta cred că avea trebuit să o luăm. Trauma prevention. De ca să nu se sub, să nu se... Da, asta e împotriva ruperii de oase. Și mai era aici ceva. Asta. Flii, ce? Ah, flii response. Dacă vrei să faci dodge-urile. Oh, wow, uite câte puncte noi. Pe care le și putem lua. Temporal distortion, ce? Uite, 3 puncte se bagă în chestia aia. Va trebui să o luăm neapărat când facem lock-in-ul de maturizare. The margin of error increased during the attacks, more time is allowed. Ok, deci când te atacă poți să-i faci schemă. Asta de aici, din stânga, cred că trebuie să-l luăm. Că noi și așa avem prost obicei de a vâna multe chestii. Ok, response faster. Mamă, adică serios, uite câte nebunii am luat, bă, vere. A, uite asta cu grupul. Group preservation. Mamă, dacă crește prostie, uite cât am consumat vere din toată aia. Îți curios dacă ne-a dat niște puncte în plus pentru păstrare, cum am pățitura trecută, dacă țineți minte.
Cam avut 8 de astea unde puteam să păstrăm 8 nebunii de alea. Și stripping iarăși. Asta e de partea de craft. Eu încă mă gândesc la centipedul ăla, nu știu cum îl bați. Ok, stripping, ok, take position. Super. I-am primit mai multe puncte, tot 6 avem la naiba. Crezi că avem mai multe. Chiar am sperat să avem mai multe. Și am mai spus voi o chestie, să trec la noua generație și să încerc să... Să încerc să fac o schemă. În sensul de... De a inspecta cadavrele celor care au murit. Water settlement. Atât. Acum să scot ăla de acolo, că nu mai am nevoie de el. Ah, și punctul ăla de acolo ce era? Alte chestii. Asta e casa curentă. Bă, că sus mai era ceva. Acum nu știu dacă se evoluez acum să trec mai departe sau să nu trec acum mai departe. Hmm. Aș putea să trec și la generația următoare. Deși sunt multe chestii de descoperit pe aici. Sau cred că am o idee. YOLO. Fiți atenți acum la mine. YOLO. Era piatra aia prețioasă de acolo, care vreau să o iau. Mergem la piatra aia prețioasă și ne cărăm de aici. Ce e asta, mă? Dacă e suf, ne-am scos. Blue, algate. Nu văd vere cu ce aș putea să-i dau în cap. Al dracu pe Yang, mă jur. Dar chiar nu știu cu ceea ce aș putea să le fac, adică serios. Fac mare un băț ascuțit? E chiar, îți dăm piatra asta, ce face cu ea? Putem face cumva bățul ascuțit mai ușor cu ea? Îți dai cu el la cuca măcăii, știi? Ăla n-are efectul pe care îl doream. Huh. Alte pietre n-avem pe aici, nu? N-avem. O mâncare avem măcar. Măcar de aia știi să vă atingeți. Avem cocos. Aia ce are? Mi se pare merge cam plăpând asta de aici. Ai ceva, mă? Domn, că nu vrea să stai pe mine. Stai, mă, o țără. A, nevoie, nu mai merge așa plăpând acum cum mă uit. Unul furase un os. Nu știu unde e ăla cu osul. Mai trăiește ăla cu osul? Se pare că aveam un elder care lasă un os după el sau ceva. Cred că l-o fi aruncat. A, l-au aruncat, mă, bă. Bă, nu, uite care. Și nu era un elder, era o de-asta. Ce burlangiu. Ok, mai bun, eu cred că am făcut destul de video ăsta din Ancestors. Eu sper totuși că v-a plăcut, iar dacă v-a plăcut acest video, știți foarte, foarte, foarte bine ce aveți de făcut. Să dați cât mai multe like-uri. Data viitoare trece la nouă generație și o să facem tot la fel aceleași scheme, o să explorăm cu gang-ul. Sau poate, cine știe, o să mai explorăm mai întâi prin zona asta și apoi vedem ce mai găsim prin alte zone. Așa că, mai bun, aici a fost Bob și ne auzim data viitoare. Pa, pa!